Bine fată, la un restaurant de lux mă întâlnesc cu un fraier ca să iau banii. Hai că vorbim după aia că trebuie să apară, bine? Pa! Oh, bună, Roxana! Bună! Bună! Și te-ai hotărât ce vrea să comandăm? Caviar și un vin de la Bruxelles, Rezerva Imperială. Eu zic mai bine să nu comandăm, că mi se pare exagerat de scump, nu știu ce să zic. Stai liniștit, comandă ce vrei tu, că eu o plătesc. Bine atunci, dacă așa dorești. Auzi, nu te duci să-i spui să nu mai aducă nimic, dacă nu găsești portofelul, cred că l-am pierdut. Vai, ce nașpa, stai liniștită că o să plătesc eu de data asta, bine? Fără probleme. Scuză-mă puțin, eu mă duc până la toaletă, revin imediat, bine? Bună ziua, domnul, îmi dați și mie 2 lei, vă rog frumos. Stai așa, mă, băiete, că aveam ceva mărunt. Vedeți că v-ați pierdut portofelul, domnul. Poftim? Ia dă-l un pic încoace. Mă, nu are buletin, nu are carduri, numai bani. Auzi, știi ce? Ia tu portofelul și păstrează-l, că nu mai am mărunt la mine. Ia-l și du-te, bine? Du-te acasă. Dar ce s-a întâmplat? Ce cauți? Ai pierdut ceva? Nu, n-am pierdut nimica. Scuze-mă puțin, trebuie să merg și eu până la baie. Doamne, că nu mai răspunde, mi-a dat apă. Doamne, trebuie să închidem, ce faceți? Mai stați aici, plecați, ce? Mi-a chitat nota. E, doamne, domnul ăla trebuia să plătească, nu eu. Doamne, dumneavoastră ați comandat, mi-a chitat sau nu? Dar nu am bani. Doamne, haideți să vorbesc cu șeful și găsim o soluție. Doamne, mai cu spor, că acum ating mai multe. Haideți, doamne, mai cu spor. Dar nu mai pot, de 6 ore spun aici. Cât credeți mai încerc să-mi achit nota? Haideți, doamne, deci numai pentru vinul ăla mai aveți 2 săptămâni. Haideți, mai cu spor. Bună ziua, ce faceți? Lăsați un comentariu, vă rog, și spuneți-mi părerea voastră. A procedat corect, domnul? Și-a meritat soarta, doamna? Eu mă bucur că mi-am cumpărat o căciulă nouă. Vă doresc o zi frumoasă și să nu fiți ca doamna. Numai bine!